Trebuie să avem grijă de sănătate și să nu neglijăm nicio problemă, fie că este vorba de copii sau chiar despre noi adulții. Știați că boala venoasă este una dintre cele mai des întâlnite afecțiuni? Varicele netratate pot avea urmări serioase. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Este cea mai frecventă boală din lume. Boala venoasă cronică afectează acum între 60 și 80% din populație, ceea ce înseamnă enorm. Varicele sunt dilatații ale venelor superficiale, ale picioarelor, ale membrelor pe vene și care presupun o creștere a presiunii din vene, care se cheamă presiune hidrostatică, de obicei cauzată de stricarea unei valve. Deci întotdeauna când vedem niște vene umflate, dilatate, le vedem cu ochiul liber, știm că sunt varice. Pe la ce vârstă poate apărea această afecțiune? Varicele primare, care sunt cele mai frecvente, apar cel mai devreme la 14 ani, atunci când e o moștenire genetică serioasă, mai frecvent la 16, 18 și, bineînțeles, după 20. Asta când e moștenire genetică. Atunci când moștenirea genetică este prea puțin importantă și când vorbim mai curând de factori favorizați, precum sarcinile, precum obezitatea, precum sedentarismul, bineînțeles că varicele vor apărea la vârste mai înaintate. Și asta înseamnă că cea mai frecventă parte a vieții în care vedem varice este după 40 de ani. Apar cel mai frecvent la gambe. Și sigur că merg și la coapse și pe antepicior și atunci când există forme variate, există o dezvoltare a venelor varicoase și în zonele abdomenului, inferioare ale abdomenului și în zonele genitale și sunt sigur colaterale. Putem preveni apariția acestor varice? Dacă știm că avem moștenirea genetică și avem un diagnostic pus relativ repede, putem preveni în sensul a preveni complicațiile. Și complicațiile nu sunt doar, cum multă lume crede, estetice. Complicațiile cele mai serioase sunt cele trombotice, în care se formează cheaguri. Și în interiorul venei, atunci când este o venă dilatată, stazică, precum vena varicoasă, riscul de a se forma un cheag este mare. Un simplu ciorap elastic de compresie poate preveni prin purtarea lui în totalitate apariția trombozelor, tromboflebitelor sau ceea ce ne poate pune imediat viața în pericol, embolie pulmonară. Ce tratamente există pentru această afecțiune? Odată ce avem diagnosticul, și la ora asta diagnosticul în afară de examenul clinic se pune relativ ușor prin ecografie Doppler. Și ecografia Doppler nu doare și se poate face acum în foarte multe centre medicale și asta înseamnă că avem și un diagnostic cauzal. De ce s-au format acele varice? Și atunci știm ce avem de făcut. Dar de regulă tratamentul poate să se împartă în două mari ramuri. Tratamentul conservator, deci cel fără o intervenție, care înseamnă în primul rând ciorap de compresie. De asemenea, există tratamente venotonice. Există pastiluțe care sunt tonifiante și care pot fi de ajutor. Există unguente care pot și ele fi de ajutor, dar din cei trei piloni al tratamentului conservator, ciorapul este de departe cel mai eficient. Iar dacă vorbim despre partea intervențională, care este vorbim de tratamentul radical, atunci avem, sigur, posibilitatea de a face operații. Dar nu mai e nevoie neapărat de operații sângerând, de operații deschise. Tratamentul varicelor se poate face acum și prin, de mulți ani, de fapt nu acum, de peste 20 de ani, procedee endovenoase, așa cum este laserul endovenos, și care nu mai fac incizii, chirurgii nu mai deschid și nu mai fac operații sângerânde, totul se face sub control ecografic, se fac doar puncții de 1,5 mm, se cateterizează venele și se închid cu ajutorul laserului sau radiofrecvenței. Vorbește lumea la cafea, se aude tare.